Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem la Nadășa, pe Valea Beicii, o localitate cunoscută reghinenilor și nu numai, un tărâm al nostalgiilor. Suntem în casa părintească a domnului Ioan Jude, sociolog și autor de carte. Bine v-am regăsit, domnule Jude, ne întâlnim din nou, de această dată, cum spuneam, în casa părintească a dumneavoastră, unde sunt convins că nostalgiile sunt nesfârșite. Bine ați venit, cu bucuria, ce să vă spun, fără margini sufletească, că am această posibilitate de a vă primi în această casă la care m-am născut, în care am crescut, am copilărit și care e încărcată, cum a spus foarte bine, cu dor și nostalgie față de anii care au trecut și vârsta care înaintează tot mai mult. Vă mulțumesc La foarte mult! vârsta înțelepciunii depline, cum se spune, cum rememorați satul de altădată, satul copilăriei, adolescenței, a tinereții dumneavoastră? Cum spuneam, Valea Beici, o vale îndrăgită de ardeleni, Nadășa, un sat deosebit. Multe liniște acum, cum era Nadășa în tinerețea și în copilăria dumneavoastră? Din păcate, într-adevăr, s-au schimbat foarte multe lucruri și, ca să zicem, psihologie, oamenii s-au schimbat, oamenii au îmbătrânit, chiar am așa o sintagmă, satul s-a mutat din sat, adică cimitirul e de fapt satul care l-am cunoscut eu. Ce vedem acum, sau tinerii aceștia, strănepoți, nepoți, nu-i mai cunosc. Sigur că au rămas unii oameni cu care relaționez, rezonăm împreună, ne aducem aminte, foști colegi, foști vecini și așa mai departe, dar încărcătura aceasta și, cum am spus, nostalgia e perpetuă și satul rămâne cum a fost, pot să spun. Cu mai puțini oameni, cu aceleași împrejurimi pe care le ador, mă simt atât de bine, mă încarcă energetic, stau de 2 luni de zile aici, în vacanța aceasta prelungită, care n-aș mai pleca, sincer să vă spun. E o întoarcere în timp și, cum spuneam, anii de școală i-ați avut aici la Nadășa. Care a fost cursul vieții dumneavoastră în adolescență și pe urmă? Da, și evoluția, să zicem, spirituală a avut așa nici oarecum o formă mai deosebită. Eu am început, să zic, grădinița. Mai puțini colegi consăteni au avut această șansă la Sibiu. Și am învățat puțină și germană, la o grădiniță germană, acolo, într-un cartier, Turnișor, cum îi spune, acum e deja partea orașului Sibiu. Am revenit la țară din rațiuni care nu cred că merită să le dezvolt acum. Agricultură, pământ, nu avea cine să muncească, tata a revenit aici și aveam posibilități și de acest gen, adică ei mai bine zis, și am urmat școala gimnazială primară aici în Nadășa, clasele 1-4, pe urmă de la 5-6-7 la Beica, Beica de jos, că aici nu aveam școală, cu Mergeați pe jos pe la jos, școală? pe urmă am avut bicicletă, printre primii care mergeam ca și acum, cred că sunt printre ultimii dornic de această mișcare, și ulterior am făcut naveta, deci naveta, care nu era așa de ușoară, la Reghin. Deci, probabil, nici rezultatele nu erau chiar așa de pe măsura, să zicem, potențialului intelectual, pentru că erau Sigur, condiții. copiii de la țară, în concomitent cu școala, cu educația, cu aplicarea spre educație, fiindcă sunt convins părinții noastre v-au încurajat și v-au îndreptat spre cunoaștere, spre educație, concomitent era muncă la țară, nu? Trebuia să și vă aduceți Nemai aportul. vorbim. Era o diferență mare între cum să zicem, eram eu și unul care de la Beica, un roșca fiertat că a murit, n-avea gospodărie, n-avea pământ, n-avea o vite, n-avea... Și ăla citea în neștire și era foarte bun și inteligent, dotat băiatul. E la noi care aveam gospodărie, tata, părinții ne mai trimitea cu vitele, cu dealul ăla care se vede de acolo, l-am călcat de sute de ori. Parcă acum văd cum mergeam. E un drum care duce la Pășune, cum se spune. Mergeam vara mai ales, bineînțeles. Deci, dar n-am fost așa de preocupat de aspectul ăsta, trebuie să fiu sincer. Nu mi-a plăcut prea mult agricultura și poate și asta a fost una dintre
unul dintre motivele. Ați avut o motivație ca să... Eram dornic de cunoaștere. Asta e, asta e cuvântul, cunoașterea. Da. Sigur că da, dar ideea, în general, copilul țăranului român care a făcut școală avea și această responsabilitate a gospodăriei, a ogrăzii, cum era se și spunea. Etichetat. Știe, nu știe să cosească, știe, nu știe să prășească. Știe... Era un anumit sistem de valori la care te raportai. Standard al copilului de la țară. De la oraș care... Sigur că erau și avantaje, nu? Poate mediul foarte sănătos, dezvoltarea fizică, concomitent cu cea mentală, erai într-un oarecare avantaj. Pe de altă parte, erau dezavantajele specifice celor din rural, modalități de cunoaștere, de recreere, de socializare, exista la acea dată termen. Cum, mă scuzați, aș vrea să vă spun că dacă rămâneam la Sibiu, continuând pregătirea și contextul, condițiile care mi se ofereau, cred că eram mult mai sus și mai... Cam avut. Genetic stau bine. Noi suntem o ramură de asta de jude, singura, deci familia noastră este singura. Deci a stat bunicul tot jude Ioan, am mai avut un om tot jude Ioan care l-a mormântat de vreo 3 luni și tata care a avut ceva deosebit, adică era un om de acuratețe spirituale, de inteligență, juca șah prin corespondență pe numele meu. Impresionant la acea vreme. Abonat la magazin istoric, deci nu le avea cu cărțile ca la țară aici, duminica se joacă filcăi. Da, a rămas această tradiție încă în satul românesc? Mai sunt câțiva, dar puțin. Da. Etimologia cuvântului, sigur că automat gândul fuge la funcția de jude. Judele, apropo de prima scrisoare în limba română, scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung către judele Brașovului. Hans Beckner e un înscris de o mare valoare. Mai cred că aveam o mare șansă fiind brașovean. Doar prin titlul ăsta făceam o asociere să candidez, să zicem, pe funcție de primar. Primarul, în sfârșit, un primar jude. Jude, da, la, da. Da, interesantă asocierea. Anii de liceu, ani frumoși, de altfel, cu toate naveta, cu toate greutățile. Cei mai frumoși ani, cred că pentru oricine, eu cel puțin așa consider și ca psiholog, sunt anii adolescenței. Anii tulburi, bucium, sufletesc, dar cu orizont, cu deschidere. Și, cu... Pe de altă parte și lipsi, sigur, de grijă. Acum mă întorc și spun din nou, la țară grijile erau mai multe, erau și în oraș. Anii în care te dezvolți și care ești dornic de a-ți lua zborul, de a pătrunde în taine și, pe de altă parte, ani totuși lipsiți. Da, sunt de acord cu noi, cei mai frumoși ani ai noștri. Eu vă spun că am avut multe frustrări în acea perioadă, mai ales din perspectiva aceasta, că unii stăteau la oraș, stăteau la internat, beneficiau de alte avantaje și eu veneam și mai ales toamna când începea școala, eram câțiva care făceam naveta. Bine, via era încă, ce vedeți acolo, era vie, să zic, folosesc acum. Vie, da. Așa. Asta era o satisfacție. Noi nu, copiii, cred că și dumneavoastră ați fost în anii copilăriei la țară și știți care erau oportunitățile, să folosesc un termen mai puțin. Amintirile sunt deosebite și... Era raportul direct cu natura. Cu natura. Rămânem cu... am spus-o de nenumărate ori ca o constatare personală și cred că și alții o au. Copilăria ne marchează existența într-un fel sau altul. Și suntem urmăriți de copilărie. Aș spune că ar fi un păcat să nu ne urmărească, să nu aibă un impact asupra noastră. Fie bine, înțeles, benefic dacă are din partea cui, contextul în care treci, dar în sat, la vârsta mea, copilăriei, erau suficient de multe modele care își puneau amprenta asupra, adică atunci nu era ca acum. Ați anticipat, domnul Jude, modele. Ați anticipat, întrebarea mea, modelele dumneavoastră.
Sigur, în primul rând, sunt convins, sunt părinții, pomenează tatăl noastră. Care au fost modelele noastre? Cine v-a marcat existența în acea perioadă? Cine a determinat evoluția dumneavoastră ulterioară? Ați luat decizii, ați făcut sociologie, ați fost în București. Cine credeți că v-a marcat? În modul cel mai sincer, vreau să vă spun că în liceu eu n-am auzit de cuvântul sociologie. Deci asta a apărut ulterior. Era așa aproape aș spune, o modă atunci imediat sociologia, dar nu intra oricine. Era o selecție foarte, foarte. Iar ca modele, să zicem, locale, oamenii cu să zicem, un statut social mai consolidat ca imagine aici la țară, nu neapărat numai pământul, gospodăria, averea erau indicatorii relevanți, ci caracterul omului. La țară caracterul era mai valoros atunci și acum deja e un fel de compozit, un mixtum, că nu mai știi că e orășean sau țărân. S-a pierdut, din păcate, da. Și ce a rămas așa pe un fond destructiv, aș spune, adică tendința aceasta de evadare din rural, din tradițional, e foarte... de a scăpa. Știți foarte bine, exista o sintagmă nepotrivită, dar exista. Ca să nu rămâi la coada vacii sau țăranul ăla. De parcă ar fi fost exact, o rușine. Da. Nobleția sufletească și spirituală și a caracterului era, da, și la coada vacii. Puțin pătrund esența țăranului, psihologiei țăranului, care e foarte... Și ascunsă. Păi, rădăcini, nu vorbim de identități, vorbim de identitatea noastră ca și nație, ca popor, nu vorbim de sintagme celebre, nu, eternitatea s-a născut la țară, veșnicia s-a născut, aici, de aici ne tragem cu toții seva, la ce ne raportăm? Dacă... Cum să vă spun, deci tineretul și la generațiile acestea nu mai au capacitatea de a asimila ceea ce, și nici nu prea mai este ce să. Ei rămân așa pe un fond de tranzitoriu, să zicem, de trecere de la tradiționalul încrustat în glia străbună și ceea ce văd, ceea ce e de import. Ceea ce, cum a spus, socializarea este mai mult negativă, discordantă. E și foarte multă informație. Sigur că trăim într-un secol al informației. Lucrurile s-au dezvoltat în 50 de ani uluitor. Dar și acest bombardament cu informație, dacă nu ești capabil să o selectezi, să o sortezi, să o aduci în zona de echilibru personal, e o mare problemă. Asta vă spun eu din proprie experiență, că după cum știți și în cărțile care le-am scris întotdeauna, mai ales în domeniul religiei și religiozității, puteau să fiu furat de ceva, de un cult, de o religie. Trebuie să ai personalitatea ta, să poți să discriminezi ce e bine, ce e rău. Discernământ. Vă dați seama. Toți scriitorii, toți filozofii, toată informația pare că e în beneficiul tău. Atunci rămâi prizonier, cazi în capcana aceasta. Exact. Și atunci trebuie să... Da, dar parcă nu. Deci tot timpul am mers în balanța asta. Eu sunt deasupra, nu el mă fură pe mine. Fie și Cioran, fie orice mare filozof sau care mă consider așa un fel de ca spirit de tip cioranian, adică mai sceptic, mai îndoielnic, mai pesimist chiar. Dar la mine îndoiala, metoda aceasta carteziană, a stat totdeauna ca un principiu. O virtute oarecum așa, poate nu e chiar corect termenul. Domnule Jude, doamne și domnule, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Am revenit, doamne și domnilor, suntem la Nadășa, într-un peisaj mirific, în casa părintească a domnului Ioan Jude, sociolog și autor de carte, de cărți. Vorbeam despre obârșii, vorbeam despre rădăcini, vorbeam despre veșnicie. Domnule profesor,
continuăm în periplul CV-ului dumneavoastră și ne ducem spre anii de studenție, ani deosebiți, în care sociologia, cum spuneați, la acea vreme era ceva nou. Simțiți că ați avut această chemare, aplicare spre, într-adevăr, spre sociologie? E ceea ce vi se mulează, să spun, sau ceea ce e determinant în ascensiunea dumneavoastră profesională, ceea ce vi s-a potrivit? E o întrebare grea și care, cum să vă spun, presupune multă, multă sinceritate. Adevărul este că eu am vrut să fac filozofia. Eram dornic de filozofie, nu? V-am spus, sociologie nu știu, n-auzisem. Dar numărul de, sau concurența fiind foarte mare, oarecum am renunțat pe ideea că voi face suficientă filozofie, dar bucuria, satisfacția era că eram la Universitatea București, de prestigiu, cea mai... Era o mare realizare să studiez în București. Dar când am văzut cu cine, ce colegi am la sociologie, complexele și frustrările s-au adâncit și mai mult. Aveam numai din elita, să zicem, nomenclaturistă, să folosesc din nomenclatură, foarte mult, din de-a lui Ceaușescu, de la generalul, nu știu, exact. Nu intra un copil de la Nadășa la sociologie. Mă trezește în astfel de univers, fac un exercițiu imaginar. Sigur că sunt frustrări, dar pe altă parte sunt și satisfacții. Primul an am trecut foarte greu, aveam un handicap de 5 ani față de ei. Unii erau absolvenți, deci din anul anterior, puțin eram, dar experiența socială, vârsta, maturitatea a fost un beneficiu, a fost un avantaj, un atu, o să spun, da. Pentru că în sociologie, fără maturitate, fără experiență, ești doar un om de carte, livresc, fără să poți. Păi am plecat de la cele mai, să nu zic josnice, că poate e... Nu, cuvântul nu e potrivit. Am fost și la munte, cum se spune, la munca aceea de a corhănit lemne cu cușcău în spate, la clasa 9-10, ca să-mi cumpăr o pereche de pantaloni de tergal, pe vremea era la modă acest lucru. Am fost vânzător la chimicale la Reghin, am fost pedagog, am fost profesor suplinitor de matematică, mă bucur că spun, știți de ce, acest lucru. Și abia pe urmă, după 5 ani de zile, m-am orientat și atunci deja știam foarte multe, mai auzisem de... Cum spuneați, au marcat evoluția noastră în studenție și v-a ajutat. Din nou mă întorc la nobleția muncii. Ceea ce ne povestiți și ne descrieți, a fost soarta multor copii de la țară, care au întâmpinat greutăți și au trebuit să muncească din greu. Mi-aduc aminte, tatăl meu, fiertat, povestea despre cel mai mare matematician al generației lor, Foriș se numea, studiase munții Apuseni și făcea naveta tot așa mai mulți kilometri decât dumneavoastră și știți condițiile din Apuseni. Și a ajuns cel mai renumit în generația sa, l-au cumpărat efectiv americanii în anii 60. N-a fost ușoară soarta copiilor de la țară, dar pe de altă parte, echilibrul lor a fost altul. Există în copilul de la țară ceva mai, un filon, natura îl imprimă, care nu-l găsești la copilul de la oraș, adică copilul care cam are totul de-a gata, totul îi se... Copii de asfalt. Exact, copii de bloc, de... Da. Pe când noi eram mai, cum să vă spun, într-o permanentă căutare, noi ne, orizontul nostru depindea exclusiv de noi. Părinții, ce spuneau, îl trimit la o școală, atunci era școala profesională. Nu, cine mergea la liceu era aproape... Bine, și puteai să ocupi funcții de onorabile și deosebite chiar și cu studiile liceale la acea vreme. Toată lumea tindea spre birouri, funcționari și așa mai departe. Mai vorbesc că altfel erai privit ca absolvent de liceu. Un licean atunci era mult mai mult decât un student. În ziua de astăzi. Da. Mă, profesor, cum a fost contactul dumneavoastră de la Nadășa, din zonă, București? Care a fost contactul noastră, relația cu Bucureștiul, să spunem? Nu, cu Bucureștiul, nici atunci și acum, nici mai, cu atât mai puțin. Nu e mediul, adică eu sunt un om mai,
zic, de țară, de la... Îmi place mai mult mediul ăsta, nu știu de ce, probabil alții fug de toată lumea. Dacă întrebați pe oricine, eu când vin la țară îmi las, cum s-ar spune, toate abitudinile, toate... Vă descărcați pe de o parte și vă cărcați pe de alta. Da. Și vorbesc cu ei ca și cum... Da. Pe cineva spune că inteligența e, sau un om inteligent care știe să și urce, știe să și coboare. Pe de altă parte, Bucureștiul v-a marcat, sunt convins, și dascălii, nu? Ne ducem spre dascăli, școala românească de sociologie, chiar la cei ani, dascălii dumneavoastră, sunt convins că v-au marcat, poate chiar... Din păcate, aici poate nu întru totul ați avea dreptate, că era o perioadă de tranziție. De fapt, da, era perioada anilor... Marii sociologi nu mai existau, în afară de Henry Stahl, care eu n-am avut plăcerea să-l am la metode și tehnici, am făcut cursuri cu oameni care erau, abia atunci se reprofesionalizau. Erau și ei în studiu. Din economiști, din filozofi, da. N-am avut. Era o nișă care se crea, de am fapt, recrea în România, nu? La filozofie am avut, într-adevăr, l-am avut pe Vlăduțescu, Gheorghe Vlăduțescu, cel mai mare specialist în Aristotel. Am avut pe Ion Banu, la Platon, deci acolo erau preocupați în filozofie, segmentați, să zicem, pe filozofi, pe școli, cum a spus, dar în sociologie, din păcate, nu prea am avut. N-am avut niciun profesor care să ne ofere un manual, un curs, era așa pe furate, pe fugite și fiecare, după, mai ales, noi am terminat în 76, s-au reprofilat majoritatea, au făcut fie drept, fie științe economice. Eu sunt singurul, vă spun, care am rămas în cercetare ulterior și care intru în Enciclopedia Sociologilor Români Contemporani, promoției 76. Restul n-au prea scris, au căutat alte oportunități în politică, sondaje de opinie. Nu v-a tentat politica, că ați pomenit? Marile, apropo și de institutele de sondare a opiniei publice și... M-a tentat, dar și rezultatul este această carte, se poate vizualiza. Da. Deci, Paradigmele și mecanismele puterii, da. Da, o carte pe care ați scos-o, când ați scos-o, domn 2003, profesor? Cred. În 2003. Da, e o carte, aș spune, de pionerat în cratologie. Nu s-a scris, deci, o monografie despre putere, nu neapărat puterea politică, care a fost foarte bine primită, dar e încă prea, să zicem, puțin accesibilă celor care fac politică. Domn profesor, apropo de titlul cărții dumneavoastră, Paradigmele și mecanismele puterii, aș vrea să explicați, din punctul de vedere al psihologului, al sociologului, al filozofului, ce înseamnă, e un cuvânt uzitat și foarte des folosit în ziua de astăzi, ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, paradigmă? Ce sunt paradigmele? Nu numai din punctul meu de vedere, ci o să zicem explicație standardizată. Bine, există explicația standardizată, dar puțin o nuanțare. Într-o paradigmă înțelegem un ansamblu de idei concepute în mod coerent într-o teorie, quasi unanim, aș spune, deci nu în totalitate, că apare și metadigma. Deci paradigma nu e închiderea teoriei despre, nu e adevărul absolut. Lasă portiță de, că așa e cunoașterea. Dacă s-ar închide într-un cerc, atunci am... Da. N-am mai putut de acolo. Exact. Și la început titlul însăși mi-a ridicat mari probleme. Am vrut să spun radiografia puterii. Și mi-a sugerat redactorul de la editura didactică și pedagogică. Cratologia, probabil că asta stârnește mai mult interes, e etimologic kratos, putere, logos, știință despre putere. Dar despre putere, că exact ce a încercat Hegel, am încercat și eu, să o fără adjective, deci să rămână puterea, conceptul de putere, nu putere politică, nu putere militară, nu putere economică, nu putere organizațională, ceea ce găsim în carte. Și am ajuns la conceptul de putere, cum idee preluată de fapt de la Ion Petre Culianu, care și el tot din această... Deci ce este putere? Este în ultima instanță un fenomen socio
uman, adică e legat de om, de relație. L-a definit pe om, de fapt, ca individ raportat la un grup, la o comunitate. E diferență între, cel puțin din punct de vedere sociologic, să zicem, între putere și forță. Puterea militară, forță militară. Unele implică strategii, altele acțiuni, dar sunt lucruri mai complicate și cartea se găsește pe internet, pe script, cine are interes poate să o vizualizeze, să o citească. Ați dorit dintotdeauna să scrieți, să puneți în scris, să puneți că pe e hârtie, cea mai interesantă cunoașterea? Da, mi-am dorit. Nu știu, exista așa o pornire interioară. Ceva lăuntric, da, așa, ca să scriu, să scriu. Te împinge. Scriam scrisori la o prietenă, colegă consorteană, de 24 de pagini. Ce pot să scriu? Cine mai scrie scrisori în ziua de azi, 20... apropo de progres? Vorbeam despre Camil Petrescu, vorbeam, deci nu te iubesc, te iubesc. Îmi plăcea să fabulez, să dezvolt idei. Da. Sunt tip analitic, adică despic firul 4. Da. Îmi plăcea, într-adevăr. Și când eram elev aici, la caligrafie și la compunere eram cel mai bun. Poate nu la matematică. Da, cu siguranță v-a definit această stare. Să ne întoarcem puțin la începutul dumneavoastră în scrieri. Cu ce ați început? Cu ce ați pornit? Prima carte a fost Sociologie și societate la Brașov în anul 2000. O carte care nu avem pe masă acum, care am dezvoltat ulterior, cartea aceasta Sociologie și acțiune. Deci două cărți pe sociologie și mai una pe sociologie economică. Nu prea s-a scris în domeniul pe sociologie. Eu am predat, nici nu le-am numărat câte discipline, și în domeniul sociologiei și psihologiei și pedagogiei. Mi-ar fi plăcut și am avut așa o relație destul de clară, aș putea spune, să predau și sociologia religiei la un institut teologic la Sibiu, dar încă lucrurile n-au căpătat o împlinire. Ce să vă spun, nu m-am limitat doar la un domeniu, după cum observați. Competențele sunt diverse și complementare parțial. Iar cel mai mult și bucuria mea a fost când am fost propus să scriu manualul de filozofie la liceu. Scrie 4 capitole și pe urmă a schimbat conducerea și a intrat alte probleme. Dar am muncit și satisfacția a fost deplină. Pentru că și ca în orice domeniu, când vezi, se materializează ceva, ai o bucurie. Da, sigur că satisfacțiile sunt deosebite. Nu de ordin financiar, financiar în primul rând. Ne întoarcem la ultima dumneavoastră apariție. Religie și religiozitate. De unde a pornit? Ce v-a determinat? Nu știu, ne întoarcem din nou în copilărie. Influențele satului românesc, sigur, expansiunea care generează aceste influențe. De ce religie și religiozitate? La prima vedere ar părea că o sinonimie, o relație, ceea ce nu este adevărat. Religia este un fenomen social, teoretic, o conștiință religioasă, teoretică, și evident religiozitatea este o formă de manifestare, de obiectivare. Dacă rămânem doar la nivelul studiului despre religie și nu împărtășim și nu aplicăm și nu obiectivăm ceea ce cunoaștem, rămânem doar teoreticieni ai marii religiologi, nu erau neapărat și oameni practicanți. E foarte important și de remarcat. Continuăm despre scrierea dumneavoastră după încă o scurtă pauză publicitară. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem împreună cu domnul Ioan Jude, sociolog, scriitor, autor de carte. Vorbim despre ultima apariție a dânsului aici la Nadășa, pe Valea Beicii, în Casa Părintească, religie și religiozitate. Domnule profesor, care este originea religiei? Să pornim de acolo.
Întrebare care, desigur, au dat-o alții cu mult înaintea mea. Deci religia apare odată cu capacitatea omului, homo sapiens, cum se numește, de a reflecta, de a contempla asupra sensului existențial, ontologic al lui. Cine sunt, de unde vin, unde voi... Întrebări banale pentru noi acum, dar atunci ca să le să spui asemenea întrebări, erau fundamentale. Și pe fondul acestor, aici e marea întrebare, de ce omul nu își pune asemenea întrebări fără să fie avut o evoluție, să zicem, conștient de întrebările care și le punea și de ce nu altcineva? Și atunci evident că religia și mai ales teologia spune că omul este într-adevăr creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acum eu scriu o carte, fac o paranteză, poate că asta era mai important de a spune, de a vorbi, Retorica Divină, când mă ocup în acea, un tractat de teologie, îl pot numi, doar de conceptul de Dumnezeu. În evoluția sa istorică, de la primele forme, nu neapărat numai din filozofice, bineînțeles, dar a religiei, din punct de vedere, desigur, iudaic, islamic, toate religiile le parcurg și eu insist, mai ales într-o altă carte am scris Creștinismul între imanență și transcendență, unde am dezvoltat problematica religiozității și religiei creștine. De ce am scris această carte? În primul rând să-mi explic mie lucrurile și prin filtrul trecerii, știu eu, teoriilor și paradigmelor, revenind iarăși la acest concept, am ajuns la un adevăr care, să zicem, l-am îmbrățișat, l-am asimilat. Nu neapărat întotdeauna în consonanță cu ceea ce mi se oferă de alți religiologi sau chiar teologi. Deci, din această carte, cine va citi, nu o să zică că e furat sau influențat neapărat de o singură, știu eu, confesiune, religie. Pe scurt, domn profesor, vorbiți despre religie. Sunt zone, cel puțin din punctul meu de vedere, care merită aplicată spre ele. Vorbiți de religie, de rituri, de credințe. Care ar fi totuși legătura? Este o legătură intrinsecă sau nu între ele? Practica religioasă e determinată de concepția sau dimensiunea teoretică, ideologică, doctrinară, cultică, dacă intrăm. Deci religia este și ca fenomen social, spiritual, cultural, ceva, o chintesență și a teoriilor, și a atitudinilor, și a sentimentelor, și a practicilor, și a instituțiilor. Deci vedeți complexitatea acestui fenomen. Nu poate să existe o religie consolidată, consistentă, fără o ideologie specifică. Acum, de ce au apărut atâtea religii? Asta e marea întrebare. Pentru că fiecare dintre ele își promovează un anumit adevăr despre. Există așa numitele religii gnostice, deci din punct de vedere gnostic, ca teorii despre adevărul absolut care le aparține. Să zicem, o sectă înainte, acum cult recunoscut, sunt martorii lui Iova, care este o religie gnostică, prin definiție. Dar noi vorbim și despre gnosticism. Esenienii, de exemplu, înainte de creștinism, aparținea acestor secte gnostice. Dar ținea totuși de... Fiecare religie ține și de lideri. De lideri. De fapt, tot a pornit de la lideri, părerea mea, nu? Lideri care au putut să imprime, care, de fapt, într-un fel sau altul l-au manipulat, trebuie să fim sinceri. Fiindcă forma de manipulare a existat și acum 3.000 de ani și poate e cu atât mai mult în actualitate în ziua de astăzi. Orice fenomen, acum sociolog fiind, pot să-mi explic acest lucru, are nevoie de, cum am spus, și de o ideologie, de o teorie, de o strategie bine pusă la punct și mai ales de un model. Model sau liderul acesta carismatic care are o influență și o putere de pătrundere mult mai mare decât teoria. Pentru că câți au acces la teoriile sau câți au înțeles. Vedeți cât de mult contează un preot într-o comunitate dacă are har, dacă este acceptat, transmite, dacă da. Transmite. Nu neapărat că e doctor în teologie. Nu sau... e taina în emițător și receptor. Comunicarea are alte valențe. Contează pe fondul acestui feedback și al rezonanței. Adică ce transmiți se primești și invers. Dacă tu, zicem, și la oră, spun ca profesor, dacă nu ești acceptat,
fie prea sus, prea abstract, prea... Uneori și modul, deci noi vorbim și de o comunicare afectivă, adică nu neapărat numai volumul informațional. Ci... Vorbind de valențe și de nu numai, care e legătura între să spunem, între religie și psihologie? Da, există o ramură a psihologiei, psihologia religiei. Păi credințele, sentimentele, atitudinile pe fond religios au determinări psihologice. Evident, un preot trebuie să fie în primul rând mai mult decât un... Orice, știu, enoriaș care se confesează. Păi nu e altceva decât s-ar fi dus la un psiholog. Dar e întărită convingerea lui că el e în raport sau intermediar între om și divinitate. Pe când psihologul e un laic. Poate chiar ateu de multe ori. Care e relația dumneavoastră cu divinitatea? Cred că într-un interviu pe care l-am realizat împreună v-am mai întrebat, fiindcă ați pomenit de cartea care o aveți în lucru, relația cu divinitatea, cred că asta ne interesează pe tot fiecare dintre noi. La nivelul fiecăruia de percepție există o relație cu divinitatea sau cu o raportare la un anumit tip divin, la o divinitate. Întotdeauna oamenii, indiferent de pregătire, de cunoaștere, indiferent de gradul de, nu știu, de inteligență, întotdeauna s-au raportat la ceva. Cred că vedeți ce am pe masă. Dumnezeu, revelație și autoritate. Deci eu, 6 volume, acum le-am adus mai pe cele 3 pentru că aici mi-am găsit ce mă interesează. Deci eu sunt încă în faza destul de, să zicem, ca vârstă, de căutare, de tatonare. Și n-aș vrea să închid cercul cunoașterii. Niciodată am scris când eram student, caietul studențesc, nu știu dacă mai păstrez. A răspunde ce este divinitatea este ultimul răspuns al omului. N-ai cum să spui. Deci e o căutare imensă, perpetuă și cu cât te apropii mai mult, cu atât îți dai seama că în același timp nu e același lucru divinitatea cu religia. Divinitatea este dincolo de. Religia este ceva, de-aia am și scris, între imanență și transcendență. Religia este cu rădăcini imanente, deci pe pământ. Cerul e dincolo de, adică intră în imaginar, intră în ficțiune, intră în dorință, intră în împlinire sau neîmplinire. E o luptă. Dacă n-ar exista divinitatea, noi am fi convinși de ceea ce suntem. Divinitatea ne deschide orizontul și speranța unei alte lumi care, desigur, implică niște sacrificii, niște renunțări. Există, nu știu... Poate retorică întrebarea mea. Există o conexiune, o legătură între divinitate și destinul fiecăruia dintre noi? Acum n-aș intra pe panta fatalității, fatalismului, dar eu cred, sincer vă spun, în destin. Sigur că destin nu înseamnă că m-a călcat o mașină. Destin înseamnă că viața mea a fost până la acel moment. Că putea să cadă o cărămidă sau... Deci, oricum, cursul și evoluția omului e pe undeva dirijată, condusă, pe fond inconștient uneori, de asemenea forțe, să le numim oculte, care nu neapărat să le atribuim. Acum, cine crede că Dumnezeu știe în fiecare secundă ceea ce facem și deja mistic dincolo de limitele toleranței. Că și între mistică și religie există. Să citiți neapărat această carte, că o să vedeți că am dezvoltat foarte mult problema. De o parte am citit-o, trebuie să recunosc, încă nu am terminat și cu siguranță o să o citesc toată. Vorbiți de misticism. Relația cu religia, care e legătura între mistic? Misticul este un om care nu numai că îl caută, ci se identifică cu divinitatea. Cioran spunea, toată viața am încercat să-mi explic ceea ce credinți, ce e credința și mai ales, să zicem, cum mi-a spus dumneavoastră întrebarea, divinitatea, dar n-am ajuns niciodată să cred. Adică e o permanentă căutare. Și nici eu nu cred. După ce voi scrie 500 de pagini despre Dumnezeu, nu o să dau un răspuns sau să... N-am cum. Și nimeni
Sunt întrebări apropo de ceea ce spuneți, care poate niciodată nu capătă răspuns în existența umană? Mai ales concept categoria aceasta, că categoria e dincolo, e mai abstractă și mai extinsă ca sferă, și sferă și conținut. Cu cât, să zicem, devine mai abstract, dar în același timp și acoperă mai mult, cu atât trecem în planul acesta categorial, logic vorbind. Iar divinitatea, vedeți că capătă atâtea forme și conținuturi ca sub aspect imaginar, încât a diversificat atâtea religii și atâtea credințe. Eu sigur, un singur Dumnezeu, nu putem să acceptăm. Acum, dacă privim din perspectiva creștinismului, aici lucrurile sunt un pic mai încurcate. Și... Apropo, sigur că într-o altă ordine de idei, dumneavoastră personal, credeți în puterea bisericii, ca în concept de a reunifica cele două mari religii spre ecumenism? Deocamdată sunt sceptic din acest punct de vedere, pentru că interesele primează în raport cu interesele comune, să le numesc, ale creștinismului. Ați văzut foarte bine la întâlniri cum se ignoră, cum se sfidează, care mai de care. Nu sunt oricum adeptul, să zicem, papalității, pontificatului, ca urmașa lui Iisus. Pentru că Iisus, dacă îl acceptăm că avea dublă natură, fiul al omului și fiul al Dumnezeu, măcar partea aia de 50%, să zicem, e mai mult decât orice papă sau orice alt om, care nu are cum să fie decât om. Cât ar fi de sfânt, cât ar fi... Astea lucruri puțin mai sensibile să le... Nu ignor faptul că sunt oameni cu capacități. Cum mitul lui Arsenie Boca, cred că e suficient de explicit și ce capacități paranormale, noi le zicem paranormale, alții le zic, știu eu, ca har divin, în sfârșit. Dar nici nu pot accepta ideea că biserica mă poate influența într-o totul. Că atunci aș rămâne pradă. Dar acceptați, sau din punctul noastră de vedere, al sociologului în primul rând, al filozofului, credeți într-adevăr în capacitățile paranormale? Da. Și e explicat și științific. Numai că noi, prin ignoranța ce ne caracterizează, le eludăm. Acum, toți când eram copii, știam de unde ochi, știam de nu știu ce, dar nimeni nu știa să și le explice. Ei, acum le explicăm științific, adică am ajuns la o anumită, sigur că noi, nu vi se pare curios că oamenii mai înapoiați, șamanii, vraci și așa mai departe, au mult mai multă putere de influență în comunitate decât, să zicem, liderul format, recunoscut, acceptat, cu autoritate și așa mai departe. Tocmai prin această, să zicem... Avea capacități și abilități. Vorbim despre autoritate recunoscută, autoritate contestată, autoritate impusă pe fondul cartea aceasta am dezvoltat puterea. Puterea însăși, având această triadă, influență, autoritate și, cum am mai spus, autoritate de mai multe tipuri. Domn profesor, din păcate timpul alocat se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție, impresionant. Vă așteptăm cu noua apariție editorială, să sperăm, la anul sau când preconizați? Cred că peste 2 ani, peste ca 2 să ani. Nu se știu eu ce e mult. Și o scrieți în timp. Da, am scris. 80% pot să spun că am scris, am capitole închegate. Îți mulțumim de ce pot, că e o carte, m-a solicitat intelectual enorm de mult, enorm, enorm, și teologie, și mai puțin să zicem sociologie, dar filozofie. Deci, istoria filozofiei. Aici am găsit lucruri care, cum să vă spun, nu neapărat plagiez, mă raportez la ele în mod critic, că una e să preiei, știu eu, citatul să zici că ți aparține și alta e să te raportezi. Vă mulțumesc foarte mult. Sper să ne întâlnim cât de curând să putem să mai stăm de vorbă. Domnilor și domnilor, vă doresc o seară liniștită, o noapte odihnitoare și o zi plină de noi zbânzi.